Bună seara, bună seara! Ați dat fix unde trebuie click dacă vreți să vedeți noul episod din Window Shopping sau dacă vreți să aflați de ce m-am tuns și bănuiți că m-au prins Cabral și Adrian Nicolae pe stradă, aveți cumva dreptate. Hai cu episodul 28! În episodul de săptămâna trecută l-am avut invitat pe Adrian Nicolae, care ne-a arătat ce înseamnă să fii bully cu adevărat și a bătut joc de niște persoane destul de cunoscute sau a făcut roast, cum îi place lui să zică, ca să nu ia bătaie, și a despicat niște proverbe românești. Și m-a luat și la mișto, a fost Caterin, că e băiat ok, să dați click. Foarte mulți dintre voi m-au întrebat pe net zilele astea: Crețule, nu ne ajungi și pe noi cu niște geci, niște vouchere, ceva? E tot ce mi-am dorit în viață. Efectiv, îmi doresc gecile aia de dinainte să le scoateți pe site. Vă rog mult de tot. Și eu le-am răspuns: haideți să vedem cine are bula în săptămâna asta. Din cauza unui zvon cum că s-ar scumpi benzina, cozi de câțiva kilometri s-au format la mai multe benzinării din țară. Acum nu zic că au dat mare tun băieții care au stat o oră cu motorul pornit, au băgat de 50 de lei și după au ținut-o numai în drifturi până la giratoriu. Cert e că sunteți foarte ușor de influențat, iar de mâine se scumpesc produsele de la porc. Ca să cumpere mai mult. Îmi dai și mie 10%? Nu, stai liniștit, mă. Nici nu mă gândeam. Compania BMW recheamă peste 1 milion de vehicule la nivel mondial din cauza riscului de incendiu la motor. Acum nu zic că e frumos din partea lor că le cheamă ea înapoi, dar e mai ok să duci la niște băieți din media și care pe lângă kilometri poate să-ți dea și incendiu înapoi. Plus că dacă întrebi orice posesor de ursuleț o să zică: bă, nu contează pe unde, importa să scoată foc. Unii români ar putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile? Dacă vă regăsiți în următoarele, sunteți numai bun de pensionat, mergeți cu autobuzul 16 stații ca să luați un kil de cartofi cu 10 bani mai ieftin, vă uitați toată ziua pe geam, nu sunteți de acord că ăștia mici stau cu ochii în tablete, dar nici să joace fotbal în fața blocului nu e ok, că vă vine să le înțepați mingea, și vă întrebați mereu de ce sunt ăștia mici așa înalți acum. Dar chiar ciur mâncă ăștia mici de sunt înalți așa. Un studiu ne spune că persoanele optimiste trăiesc mai mult și au parte de mai puține evenimente stresante în viața lor. Ce nu spune studiul ăla e că persoanele optimiste au bani. Că și eu, dacă aș avea bani toată ziua, aș fi optimist. Ești mai optimist în jeep decât în metrou? Sau când deschizi geamul dimineața să vezi o piscină, nu un vecin gras în blocul de vis-a-vis? Ești mult mai optimist așa. Plus că poți să-ți cumperi lucruri inutile și lucrurile inutile te fac fericit, că ai bani. De ce dormitul în paturi / dormitoare separate este benefic pentru cupluri? Păi, în primul rând, în umila mea părere de aproape bărbat, e foarte ok să nu trebuiască să dormi cu 6 perne, una e suficientă, nu trebuie să stai acoperit până în gât, înghesuiala când lipsește la fel e mult mai bine și cel mai mișto e când te scoli dimineața și nu zice nimeni: mamă, ce-ai sfărăit azi noapte, bă, aștepți doar la noapte. Înainte să dăm cu niște informații secrete despre invitatul nostru de astăzi, haideți să vorbim despre sponsorul emisiunii, și anume Banca Transilvania. Colegul nostru Lucian e la fața locului, chiar la bancă, și ne transmite ceva. Era tare să avem buget de un băiat Lucian care să stea la bancă, n-avem. Ideea e că data trecută am vorbit despre banknotes, astăzi o să vorbim despre coins, adică monezi. Monedele anterioare din SUA erau făcute din aur, argint și cupru, însă producția lor a devenit prea scumpă, iar în momentul de față sunt făcute din cupro-nichel sau zinc placat cu cupru. Deci dacă înainte puteai să porți monedele ca bling-bling, acum poți să le iei ca vitamine. Nu știu, era unui tovarăș: bă, mă simt că am obosit, frate, e lipsă de zinc, bagă ăștia 10 bani în tine. Spre deosebire de bancnote, monedele sunt mult mai greu de falsificat din cauza marginilor crestate. Exact de asta sunt mai greu de falsificat, nu că ar bate la ochi super dubios să te duci la magazin, cumperi, zice femeia, 3 milioane, 12 saci de monede am, domn. Monezi, oricum ar fi, să acceptate amândouă. Se estimează că ar exista peste 10 miliarde de monede care stau degeaba în casele americanilor. Noi românii putem sta liniștiți, cum faci banii de merdenea, cum ai transformat 80 de bănuți în foietaj cu brânzică. Banca Transilvania. Invitata noastră de astăzi este născută în 89 la București, dar la 5 ani a plecat în America. Mama, 3 copii, soția lui Alex Velea, care a venit la noi în emisiune, vedeți că sigur avem un link pus pe aici undeva, model, artistă, a dublat și un film și nu e Alvin and the Chipmunks, că așa scrie pe Wikipedia, dar de fapt e Ugly Dolls, mai verificați și voi acolo din când în când. Oricum ar fi, astăzi a venit la Window Shopping, haideți să o prim cu aplauze false băgate în postproducție. Gata, a început. Îți mulțumesc, mă. Ți-a făcut un intro super finis. Da? Da. Ah, dar o să-l vezi când apare. Ah, ok, bine. Da. Ce faci? Bine, tu? Bine, uite. Pe aici, așa, nu? Da. Nu ne-am mai văzut de... De niciodată. Da. Înainte toate vrei să ne zici ceva, proiecte de viitor, chestii de promovat. Am văzut asta la Nina Eremia. M-am uitat mai devreme să văd, știi? Și la, da, Alex din emisiune, așa, așa. A, te-ai reuitat, că te-ai mai uitat, da, înainte. Și la, da, da, am uitat. Da, nu, se întâmplă. Trebuie să mă uit iarăși, da. Uh-huh. Proiecte. Să lansez piese. Ca orice artist. Așa? Și ai vreo atât. Piesă pe care nu știu, poate vrei nu. Să... Nu. Niciuna? Momentan este foc pe
Complicated cu Arcanian. Mm-hmm. Da. Și despre ce e piesa? Eu știu, dar vreau să văd cum ați văzut-o voi. Eu văd că femeile sunt complicate, de-aia zice că se aplică și la băieți, dar fetele, că nu știu ce. Deci ești misogină, cum ar veni? Nu, dar zic, în general nu sunt femeile mai picky. Nu știu, eu n-am voie să zic. Bine, ești foarte serios. Nu, dar mie să nu, știi că... Ți-a mai zis cineva că semeni puțin cu Madeline la Five Gang? Da. Ok. Mădăline e unchi meu. El pare așa, dar e mult mai bătrân, okay. De fapt, dar se ține că bagă tot fel de chestii. Da. Să știi că tu n-ai nicio poză nașpa pe net. Da. Jur că n-ai, vorbesc la mod cel mai serios. Ai? Unde? Da. Când nu... Probabil să puneți aici ceva. Nu, nu e nicio glumă, efectiv, am căutat poze și nu. Bine. Bine, și oricum. Îți mulțumesc pentru compliment, dar nu cred. Bine, în fine. Da. Mulțumesc. Nu, tu chiar crezi că o să avem, dar fii atent, grea. Uite, pot să o dau pe prima, dacă vrei să vezi ce bine, hai. Hai, mă. Păi vezi? E drăguță asta. Suntem... Vezi, sunt așa de mică. Da. Mă ceartă lumea pe net într-una. Că de ce mă strâmb? Că eu-s mamă. Trebuie să fii matură. Păi și dacă ești mamă, n-ai voie să te mai strâmbi în poze? Aparent nu. Trebuie să fii așa. Păi, bună. Eu sunt o mamă. Dacă ți-a trebuit copii, cum asta este? Ce să faci? În această ordine de idei, care e cea mai mare prostie pe care ai făcut-o în tinerețe? Mamă. Eu am fost un copil cu minte. Toți am fost, știi. Și frumos și deștept. Mi-a fost frică de părinții mei. Da? Da. A fost strict, dar îi mulțumesc pentru asta. Tot cu mințică. Ce-am făcut? Ah, wow. M-am dus la un sleepover, așa se cheamă. Deci la prietenii tăi acasă să dorm și m-am întâlnit cu alți prieteni. Când dormeam acolo, gen, am ieșit pe furiș, cum ar veni. Și așa. M-a prins mama lui prietena mea. Dar n-am făcut nimic, m-am întâlnit cu niște prieteni care erau mai mari decât mine. Aolo. Da. Și m-a dus mama lui prietena mea. De ce râzi, mă? Asta e cea mai mare prostie. Stai că-s curios ce s-a întâmplat. Da, astea. După aia s-a trezit mama lui prietena mea, m-a dus acasă, a zis, nu, e inacceptabil. Și te rog, nu-i spune lui mama. Ba nu! Mamă, și-a trezit-o pe mama. Era în halat. Era, cred că, 3 dimineața, ceva de genul ăsta. Ce ai făcut? Treci în casă. Rău a fost. M-a pedepsit. Și efectiv doar că te-ai văzut cu niște băieți mai mari? Nu doar băieți, erau și fete. Ah, aș fi mare vagabondă, doar eu cu băieți mai mari. Nu, mă rog, cu niște colegi mai mari, da. Da, într-adevăr, cum am zis eu, sunt mult mai rog. Dar la ce te așteptai? Nu știu, de obicei eu mă gândesc, implică și un bidon de baba, nu? Câte o chestie de asta. Și gălăgie în bloc, nu știu asta, mă gândeam, că ați făcut... Nu, am ieșit pe furiș. Pentru mine a fost grav. Da, păi, nu, uite că se pot și copii, ok? Cum arăta fashion-ul în America în perioada cât ai stat acolo, în adolescență? Păi la băieți pantaloni sau pantaloni scurți sub fund. La băieți? Da. M-ai întrebat cum arăta fashion-ul? Mhm. Da. Ok. Gen, purtau haine largi. Aoleu, și în liceu ne... Zic ceva greșit, că râdeți, măi? Alexandra, te rog, e asta. Că simt că m-a luat. Okay. Nu, ai zis la băieți că purtau pantaloni sub fund? Da. Gen, ieșeau chiloții. Erau chiloții la vedere. Ok, da. Înțelegi? Acum înțeleg. Nu poți să-ți arăt, dar știi ce vreau să înțeles, spun? Da, că ei se vedeau, baggy. Da, sub fund, da. Nu, cream gen că li se vedea curul, da. Trăgea așa, da, și se am vedea înțeles, fundul acum, dacă da. Ridicai da. Așa. Și mai legam cu elastice, pantalonii se arată așa, baggy. Nu înțeleg de ce, dar și eu mă luam după ei. Și mă credeam gen... Eram cea mai albă, dar eram... Ce ură, da. Bro. Da, ce da, da. Da. Scuze. Și purtam, vai de capul meu, 2 perechi de blugi ca să arăt mai cărnoasă, că eram slabă, rău. Și mereu mi se spunea, băi, ești foarte frumoasă, dacă aveai curul mai mare, erai perfectă. Și sufeream și am purtat efectiv 2 perechi de blugi, săraca de mine. Da. Mm-hmm. Mm-hmm. Totul larg, oricum, da. Totul larg pe vremurile alea. Totul larg? Baggy. Și ai avut un șoc când te-ai întors în România? Răspund că nu era. Eram bine, like I fit it in. Eram super bine. A, te-ai dus bine. Direct, nu purtai 2 perechi de blugi, era... Nu, aici să fii cât mai suplă, lungă. Era mai mișto acolo, dacă mă întrebi pe mine, nu? Da. Da. Bine, mă regăsesc mai bine acolo, că-s prietenii mei acolo. Și gândirea asta mai liberă.
prietenii tăi, dar nu aia mai mare, că aia... Rip. Se întâmplă. Ok, vrei să mai arăt o poză? Da. Hai să fac mai frumos cineva și... Nu, e mai finuț dacă stai să te gândești. Să știi că aveți și acolo, dacă vrei să nu stai întoarsă mereu. Așa sunt. Ce mă credeam? Dacă nu erai faimoasă, ce zici că făceai în seara asta? La un after, ceva rău. E joi. În poza asta. Nu, nu, te întreba așa în general, fără legătură cu poza. Dacă era să nu fi făcut ce faci, ce făceai în seara asta? Da. Nu, acasă, ai? Netflix, mâncam. Da? Da, chill. Păi, scuze că te-am păi da, am crezut că în poza aia. Nu, nu, nu. Tu te consulți cu Alex când vine vorba de fashion, așa? Vă mai opriți să nu iasă unul din casă, bă, nu purta aia sau nu știu? Da. Nu mai stă bine. Bine, asta e întrebă de cuplu. Și cu ce l-ai oprit? Cu ce nu l-ai mai lăsat să iasă? Nu știu, ai zis vreodată, bă, ceva cu ținte nu l-aș mai lăsa. De ce? Nu se mai poartă, e grav, nu e ok. A încercat acum recent să iasă cu ținte pe el? Nu, nu. Dar erau șepcile cu ținte, genul. Ah, ok. Ah. Ah, okay. Da, nu era cu tine atunci, da? Nu. Da, înțeleg acum. Da. Și el cu ce nu e de acord să ieși în casă? Nu, în general e ok, că nu sunt nici exagerată. Nu știu. Ce băiat. Ceva, nu știu, să mi se vadă prea rău fundul sau ceva. Ah, ok. Mă gândesc, dar în general chiar e ok, nu exagerez. Deci fără ținte, doar ținte sau l-ai mai oprit cu alte lucruri? Fă tu un exemplu, că nu nu știu, te întreb. Chiloții pe cap. Prea... Nu. Pantaloni strâmți. Nu, că e ok, că stă okay. Bine acolo, se vede bine. Stă bine pe gambe. Da, da, pe gambe, bravo. Gambe. Pe gambe. Coapse. Coapse și acolo ne oprim. Da, da. Mai bine. Okay. Și la curea e ok. Da. Okay. Da. Deci doar aia cu ținte. Mm-hmm. Nice, foarte drăguț. Vezi, mai arăt o poză? Da. Vezi, dai și tu? Dacă... Da, te rog, chiar te... Vezi, mă, că aici că avem chestii. Ce drăguță. Asta unde ai făcut-o? Cred că eram în Norvegia, nu știu... Îți vine să râzi, nu? Că e random. Da. Nu, mai știam să zici ori America, ori... Nu. Aici, cred, oricum eram în altă țară, nu eram în România. Și mâncam. Nu știu ce mâncam acolo. Părea că e bună viața. Foame. Da. Deci am fost pozitivă de mică. Eram pe zâmbete, pe... Da, strâmb. Acum nu mai poți să te strâmbi. Nu, că-s mama. Pare rău. Care e cel mai dubios lucru pe care l-a făcut un fan pentru tine? Mi-a lins să... Mi-a lins... Stai puțin. Te las să te gândești. Nu. Adidasul. Ok. Când cântam. Era o scenă înaltă și era... acolo fericiște. M-am uitat așa, gen... Eu. Eu pentru el, eu. Nu. A fost random, da. Mam. Și mai e o întâmplare de un ciudat. Dar stai că scuze și... Cum ai reacționat? Doar ai zis eu? Da, cântam. Ce vrei să fac? Să oprești mai uiți în direcția aia? Nu știu. Nu, dar se simțea bine omul. Pare că se simțea cam bine. Da. Ok. Și mai e unul care a fost foarte dubios. A trebuit să-l blochez de foarte multe ori, că își făcea alte pagini fake. Și mi-a trimis un video cum și-a scris A cu lama, gen, și curgea sânge acolo, gen, și pe piept și pe mână. A zis, nu vezi proasta dracului cât de mult te iubesc. Din alea de... Da, scary. Bine, dar e combinație. Poți trimis la Andreea, la Alexandra, poți dai după aia. Și asta e adevărat. Sper că... Și ai dat bloc, nici măcar nu ai zis, bă, drăguț, dar încercă tatuaj mai bine, nu știu. Eu, nu. Linge și tu. Da, dubios. Tu mai ai brandul la Moja? Moja, cum se pronunță? Moja. Moja? Da, nu. Nu mai? De ce? Dacă dar nu era brandul meu, a fost așa, o colaborare. Da? Nu cred că a mers deloc. A. Nu, era dubios. Prost era internetul, cu... că scrie că e al tău. Da? Da, sunt mai bine. Par mai șmecheră. Era cu tatuajul ăsta. Ok. Tu te-ai uitat sau doar ai citit? Am ai citit. Ai văzut ce articole m-am uitat, dar vândut? Mai există un site, dar acum poate nu mai vreau să fac reclamă dacă ești că e mai al tău. Nu, da. Deci nici nu există. Nu. Uite, am tăiat. Da, am altă uh-huh. colaborare, ca și Alina Remia cu About You. Uh-huh. Și Ina, prietena mea. Uh-huh. Uite, acolo, fac o mână. Îmi dă bani acum. Da, da. Ești albastră pe limbă. A. O să ajungem și la asta. Da. La un pan.
De la un pantof. Am zis o pereche de superstare albastră. Mamă. Nu am avut. Ok, și vrei să zici de asta cu About You? Ceva, nu știu. E o colecție drăguță de haine la About You. Să vă uitați, sper să vă placă. Te-ai băgat tu la creație sau ai primit ce ai zis, bă, da? Nu, nu, m-am băgat și eu. Și de care ești cea mai mulțumită? Un training și un tricou. Deci colecția asta e făcută cu scrisul lui Dominic, lui băiețelul meu. Uh-huh. L-am făcut pe el să deseneze, să scrie câteva fraze acolo și l-au printat pe haine. Mi se pare super drăguț. Da. Nice. Vrei să mai dai o poză? Da, hai. Dă-i tu, te rog. Ei, nu, n-avem. Hai de capul. N-avem atâția oameni. Avem om doar de dreapta asta. N-am putut să... Ne permite bugetul chiar atât de mult. Doamne, ce trup. O să fie strong la omul și în sus și... Vai de capul. Am văzut că sunt multe poze pe care pare că ești luată prin surprindere, gen te dai jos din mașină sau așa. Sunt așa. Te urmăresc oameni să-ți facă poze așa? Da, dar au mai lăsat-o ușor cu treaba asta. Nu mai, mai strânesc. Cine știe ce. Aici era gen, eram, cred că eram la început, nu la început, sau da? Nu știu. Eram super curioși de relația noastră. Iar te bucnește râsul. Ce pentru fac? Că ai zis-o de parcă nu, mai mamă, nu se mai uită da. La mine tinerii acum. Păi nu, nu era mai... gen ceva picant, mamă, oare ce fac ea? S-a obișnuit lumea cu noi împreună. Mm-hmm. Da. Ai vreun talent care e total inutil? Da, ăsta. Ce? Sau ăsta. Nu știu dacă e un talent, e ceva random. Ăla e mișto. Primul? Da, nu știu dacă e sănătos neapărat. Încearcă tu. Nu, nu. Hai, nu, te rog. Nu știu, îmi dau seama cum, ce faci. Cum face lumea, gen valul cu burta, cu limba. Nu. No. No. Nu? Nu, nu are rost să mai... Nu, îmi pare rău. Nu? Da. Ai fost îmbrăcată vreodată cu ceva ce n-ai vrut să vadă nimeni? Nu știu, te-ai dus la un party îmbrăcată cumva și ai zis, mamă, sper să nu facă poze sau nu știu. Păi de ce aș mai ieși din casă? Nu știu, poate ți-ai dat seama. Nu ți se întâmplă să pui ceva pe tine și când ajungi în fața blocului, bă, nu trebuie. Sau nu știu. Poate da, ceva transparent. Ok. Unde se văd sânii. Uh-huh. Da. Atât? Cam atât, da. Și pe aia mă uit înapoi la poze cu ținutele mele de scenă. Doamne, ce a fost în capul meu. De ce? De care ești cea mai dezamăgită? De multe. Ce n-ai mai purta acum, de exemplu? Gen pantaloni din aia foarte scurți, de blugi, cu tocuri. Mai ții minte era aia? Fai de capul meu. E super, nu-mi spui de dezastros. Și mănuși din aia cu degete, gen tăiate. Aia, da. Fai de capul meu. Da. Rău. Nu e atât de rău. Nu? Nu. Zici nu așa. Mai... Da, dacă vezi mai dai topăz, nu, chiar nu e. Stai așa. Dreapta ți-a zis că n-avem un stâng. Hai și. Efectiv, știi că dă un click. Ce ți se pare cel mai greu în a fi mamă? În afară că nu mai poți să te strâmbi. Ce e greu? Că trebuie te rog... Deci n-ai niciodată liniște. Întotdeauna te gândești, Doamne, să nu se întâmple ceva rău, bacă-ți la școală, bacă-ți cu bunici. Mă gândesc mereu la ei, să nu li se întâmple ceva rău. Iar și-ți vin să râzi. Așa o să faci mereu? Mereu. Nu, gen... Bine, nu o să mai zâmbesc la nimic. La nimic? Trebuie să fiu responsabilă. Efectiv. Da, știu. Ce faci cu hainele copiilor după ce nu le mai vin? Le miros. Ce fac? Ori le dau una... Gen... Te vezi? Vă ai spus serios? Păream bulangiu dacă era serios la asta, da, iar mă abțineam. Nu, le miroși. Da. Nu, ok. Mm. Da. Le dau mai departe. Ori le adun și le dau la casă de copii sau la cunoștințe. Oh. Da. Ce, dar ce întrebare a fost asta, random? Da. Ce aș putea să fac cu ele? Să le ard? Nu știu, eu am curios dacă păstrezi ceva sau așa. A, mai păstrez păi câteva vezi, articole ce... din alea mai speciale, mai... Da. Să aibă și ei memories. Să aibă amintiri. Eram curios ce faci cu ea, că n-am, mă gândesc că sunt îmbrăcat super bine și nu știu, în poza asta pare așa, că parcă tocmai aflase cât a fost bluza de pe el sau ceva. Ceva de genul. A fost cât am dat pe asta? Da, și le vine așa o lună, două și pare gata. A. Nu e ok. Da, dar faci chestia aia, nu știu, de exemplu, cred că ți-au făcut-o și ți-ai să-ți cumperi haine cu 12 numere mai mari? Eu fac asta, vin... da. A, deci așa direct, le direct, da.
Da. Le-a luat costum de nuntă de acum. Da, 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 da. Vine așa. Lasă mamă, că o să-ți vină bine la vară. Da. E ok. Da. O să vină 28 de ani, asta e cel mai important. Am cam terminat cu pozele, să știi. Da, gata? Sens că nu, fost? Tu chiar n-ai poze, n-aș fi pe net. Nu. Păi, mă rog, dar nu mai zâmbim. Bine. Am acum o probă care se numește cultură muzicală. Mamă. Și e cu mai multe chestii și cu cântat, dacă vrei, și cu un pic de cultură generală. Ca ok. Ai... Da? Hai. Și aici avem poze. Ce te facem? Păi nu ne jucăm la unde suntem poze. Gen. Nu, voi ai ăla? Era drăguț. Poți vin altă zi ca să facem. Da, vin. Da, vin. Faci. Ok, păi anulăm tot ce am vorbit până acum. Break. Da, hai. E ok. Bă, uite, dar s-ar putea să-ți placă și ăsta, că e cumva mai nou și un mix nebun. Uite, putem să dăm iar cu următoarea poză. Așa. Cum crezi tu că ar suna varianta de la Yamasha? Da? Pe populară. Aoleu, n-am nicio treabă cu populară. Yamasha, 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 ya, you, you, ya, Yamasha, Yamasha. E cine ești? Că a fost foarte un poet, foarte you. Acolo. Ui, eu, mamă! Eu, 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 ya, Yamasha! Ok. Sună tare. Da, chiar, no? Ia că... You, 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 ya, Yamasha! Mamă, dar dacă iese piesa asta sau ceva de genul, promiteți 2%, vă rog? Da. Hai să dăm cu următoarea, că mai avem. Deci tu știi câte am? Doamne ferești. Știi melodia aia de la Accent, care nu mai știu cum se numește? Exact. Oh, wow. Știi versul aia cu Mă iubesc sau mă iuta? Nu. No. De la Accent? Ei, mă gândeam să continui versul în alt mod. Și sunt așa, cu Mă iubesc sau mă iuta, cine-i vinovat? Am o dragoste de dat, dar dacă nu știi cu atât mai bine, ce crezi că urmează? După ce ai zis după tu? După versul ăsta, da, încă un vers. Vrei să zic din zi nou? Zi încă o dată, da. Mă iubesc sau m-ai uitat, cine-i vinovat? Am o dragoste de dat? Aoleu, să nu te bat. Bați lui, bravo! Mă iubesc sau m-ai uitat? Da. Dar chiar nu știi melodia originală? Nu. Ce bine, mult mai amuzant așa, dacă știai, da, n-avea niciun sens. Știam că nu o știi, de fapt. Ah, ok. Sunt super profeții, să avem om în dreapta, avem... Hai. Okay. Mai am. Care crezi tu că e cea mai streamuită piesă de la Carla's Dreams? Wow, Eroina? Da, dar cum se numește? Cum, Eroina? Nu se cheamă așa? Nu? Știi tu? Păi, alo. A, cred că știu, știi. Deci nu e piesa aia cea mai streamuită. Cum? Nu e Eroina cea mai... Este, sub pielea ta. Ai fost discretă ca un elefant. Așa se cheamă. Vai de capul meu. Sub pielea mea. Pielea. Pielea mea. Da, sub pielea mea. Și uite că ți-ai dat seama singur. Ți-ai amintit exact cum se numește. Da. Foarte ok. Cum crezi tu că ar suna piesa Apa de la Loredana? Okay. Asta o știi. Da. Dar mai anea așa să zic. Apa, apa. Nu. La, la, la. Nu, nu știu. Sau, hai, uite, zi. Vrei mai degrabă să bagi care ar fi versul următor, dar ar fi apa, apa, apa. Ce crezi că aici? După aia. Chiar... Nu știu. Să moară familia. Așa m-am gândit acum. Exact. Da? Apa, o să moară familia. Exact. Okay. Bine, deci la asta nu? Stai că mai am. Stai că mai, mai departe. Trei sudezi vorbe, știi? Aia cu vorbe, vorbe. Da, mamă, da, și-am da. Căutat într-un top cele mai celebre melodii, am zis că sigur. Da. E, dacă ar fi trap, oricum crezi că ar fi? Zic cuvintele. Aia cu vorbe, vorbe care tot mai dur. Vorbe, vorbe, care, tot mai, Vezi, spun un beat? Da. Serios? Mă, n-am văzut vorbe venind. Care tot mai... Dor, vorbe spuse prea ușor, okay. Diminețile târzii, că așa li s-a părut lor că rimează, diminețile târzii acolo. Beat trap? Instrumental trap. Ce? Da, da, bagă, e ok așa. Scuze, n-am... Nu eram, știu. Nu, dar e ok. Vorbe. Vorbe. Vorbe, care, dor. Vorbe. Cine? Unde? Ia, ce? Oh. Nu știu. Cum? Vorbe. Cum? Duță. Oh. Dor. Au. Mă. Scur. Vorbe. Vorbe. Impecabil, Doamne. Trebuie să faci un scâr acolo, impecabil, știi? Dar exact când s-a oprit și mult mai bună ca originalul. Jur. Ai ascultat-o? Da. Da, nu? Sună foarte bine. Să-mi pun telefonul aici. Și mai am încă o poză.
Ok. De la Andra știi piesa cu Inevitabil va fi bine? Da. Va fi bine. Tot așa poți să continui versul, știi că și vorba vine atâta timp cât ești cu mine? Totul va fi bine. Și să nu semene cu originalul, eventual? Așa zicea, nu? Totul va fi bine? Efect, aproape zice, inevitabil va fi bine. Și vor atâta timp cât ești cu mine? Bine. Atâta timp cât ești cu mine, eu te voi iubi, Florine. Nice! Și acum am băiat cu fâ aici? Nu! Foarte ok. A fost ok. Asta cu muzica a fost mișto. Mi se pare că aia cu trap chiar e zeamă. Vorb. Zeamă sau cum se zice. Scăr. Da, scăr. Exact. Mai am o rubrică. Am multe de tot. Da? Tu n-ai treabă 8 ore, nu? Nu. Perfect, e Hai. Foarte bine. Știi emisiunea aia cu Imperiul Leilor? Nu. Aia devin și prezintă business-uri și zic oamenii cam cât ar investi? Nu. Eu o să-ți prezint 3 produse. Ok. Și îmi zici tu în care ai investit și de ce. Okay. Și avem un colaj frumos, 3 poze într-un. Bine. Ne-am upgradat bine de tot aici. Și ai pe o parte genunchi transparenți la acoperiți. Adică se văd, dar e cu husă, nu rupți ca orice. Ok. În fine. Ok. Pantaloni. Cu bucile le zicea afară. Cumva, bare butt jeans se numesc. Nu înțeleg. Chiar există așa ceva? Mm-hmm, da. La toate astea? Da. Da, da, da. Nu suntem atât de buni în Photoshop sau așa. Nu. Și mai e o cu plasă care asta e sparge. Veche. Păi da, dar poate revine. Nu știu, să zicem, dacă ai avea 17.000 de euro de investit, în care ai băga? Sau seama, poți să bagi, aia... bagi în fiecare, câte puțin, nu știu cum... Nu, direct aia, cu fundul. De ce? Păi, de ce? Cred că ar fi multe femei care ar purta așa ceva. Zic, eu nu cred că ar purta nicio față așa. Ei, nu. Cum, dar, o mamă să-i cum se vadă? Cum arată pe mijloc? Adică gen e tăiat fix pe mijloc, se vede nu puțin din ambele buci, nu? Mi s-a părut mai la limit așa, cred că dacă puneam din mijloc, tăia un pic din clip. Tu în care ai investit? Eu aia clar, cu genunchi. De ce? Că sigur sunt mulți obsedați de genunchi și ar rupe. Nu crezi? Uite, tu mai te-ai făcut așa pe genunchi. Mă gândeam, gen, e sexy? Nu-mi dau seama, că dacă ai așa grăsime deasupra genunchiilor, nu e ok. Bine, nu știu cu bărbații se uită la așa ceva, dar noi ca femeile... La grăsimea genunchiului? Da, deasupra, se pune fix aici. Nu. Nu? No? Nici o treabă. Dar ți se par că genunchii sunt gen sexy? Mie nu. Da, uite, și eventual să fi sunat. Ia, uite, mai dă o dată acum. A, stai, încă o dată. E bine, hai. Am pus proteza asta. Uite, la asta cu fundul. Da. Ești liber, gen, se liberează pârțulețul. Ai încercat să-i zici gen... frumos așa să... Pârțulețul. Pârțuleț, bă, frumos. Gen... Da, da, altcumva Silent se aude. Silent but deadly. Bă, da. Niciodată o să fie foarte deadly, că iese direct afară, da. Da. Deci mergi pe blugi? Da. 17.000 de euro toți în blugi? Da. Cât crezi că ai avea? De fapt, las că te întreb la următoarele. Cât crezi că ai avea profit? Aici cred că ai un 12%. Da? Așa mi-a venit mie. Ok. Avem și o echipă mare la calculat. Da, hai că-ți mai dau un colaj. Ok. Aoleu, e o geantă, Doamne, cu antifurt. Vai de capul meu. Blugi dubli. Exact ce povesteai. Vezi? Bă, cum le leagă Dumnezeu. Incredibil. Wow. Prietena mea are bugi. Are bugi dubli. Ia uite. Zi, mă. Dar sunt gen două perechi sau e una cu model? Sunt două perechi sau e una? E una. E una, ca și fata, dânsa. Ok. Și celelalte, de ce? Astea sunt cizme de cowboy, dar sandale. Astea sigur ar putea cineva la loft. Sigur. Bă, dar-s mișto, adică pui un pic de piele nici pe gleznă. Nici tu nu te crezi când spui asta. Eu aș purta odată la Caterinca. Care zici tu că e mai practică din toate astea? Aia de la mijloc, oricum, și așa se poartă deja. Aparent, da. Văzut. Deci, da. Deci ai merge cu aia? Da. Blugi dubli. Blugi dubli? Mm. Nu vrei deloc geanta aia antifurt? Nu. Cât de ce? Că e super ok în autobuz. Păi da, dar rămâi cu ea măcar. Și asta e adevărat. Dar dacă ții cotul puțin așa, te relaxezi, tot poate să te fură aici. Nu, e că e prinsă de mâini, nici tu, păi nu poți să o scoți până acasă. Nu, dar îți desfaci aici fermoarul frumos și ciu. Mamă, deci ai distrus ideea mea de business. Bine, deci mergi cu blugii? Da. E ok. Sandale, nicio șansă. Nu, ales pe locul 2. Ah, tot e bine. Da. Ok, da. Okay. Mai am un singur colaj pentru tine de business. Ok.
Ce ai? Deci avem gene cu LED. Gene cu LED. Vin la set pe mai multe culori. Ales gene, nu sprâncenele sunt. Da, gene sunt. Ce-s alea? Genți cu... Avem geantă cu televizor, dar doar pe exterior. Poate părea incomodă, dar nu e. Și lacrimă cu bijuterie. Wow! Gen, s-o porți mereu sau când plângi să-ți iasă? Nu știu, mi se pare... De fapt, cred că e ok și cum zici tu, dacă te-a plâns o să începi să-ți prinzi ăsta de ochi un pic sau ceva. Între gene și gens. Deci iese din prima bijuterie la ochi? Cred că geanta. Da, cred că geanta. Te mai plictisești. Da, dar nu crezi că ajută și când plângi să te simți frumoasă un pic sau ceva? Nu prea. Nu? Nu. Deci bine, ai ieșit. Și geanta? Cred că geanta. Sau genele, nu știu. Tu, geanta tu te ajută că te plictisești. Nu știu, ești în autobuz. Păi da, dar poate deranjezi pe toată lumea cu televizorul. Îi dai pe silence, pui căști. A, tu atât de performantă crezi că e. Da, merge și cu căști și cu... Da. Are și baterie externă și microunde în ea, da? Dacă nu, te uiți pe mute. Uh-huh. Ai subtritări. Deci în care ai investit până la urmă? În gene sau în geantă? Sau poți să împarți? Wow. Ok, în ambele. Și ai gene un și... milion de euro de investit și acum, m-am gândit să cresc. Gene și gene. Deci dacă ai avea un milion de euro, ai băgat jumate-jumate? Da. Eu aș fi păstrat, sincer. Da, nu? Păi tu nu mi-ai dat opțiunea asta, ai zis că trebuie să aleg. Dacă da, dar ziceam așa, efectiv, tocmai ți-am dat... Da, mult mai bine. Da, chiar, dă, e mult. ai dreptate. Păi? Chiar că... Da, chiar, de ce vorbim despre asta? Tu, ok. Păi, ai investit foarte bine. Jur. Tu? Eu? Uite, bine. Eu? Nu știu. Cred că în lacrima aia bijuterie. Și dai bucata, ai pui și un mic. Mamă. Zic la bărbați. Vrei să-i dăm cu următoarea? Oricum asta nu s-o apare, ce să apară. Și tu te-ai căutat vreodată pe Google? Dar direct pe Google cu numele tău? Da. Și noi. Nu și, e? Și noi. Am crezut că ai zis și nu e. A, cred că te-ai șters și de pe voi? Google și ai... Nu, am căutat. Da. Vrei să-i arătăm niște rezultate de pe Google? Da. Avem multe. Sunt super multe. Și poți să răspunzi la ele dacă vrei să răspunzi oamenilor sau nu. Ia. A, da? Din astea sunt cele mai populare? Mhm. Uh-huh. Înălțime. 1,76. Frumos. Bravo. Ah. E bine. Ce se cunoaște? Antonia cântă manele. Avem oricum, am filmat. Probabil, da, gata. De la radio, da. A rezolvat? Cântat, da. Așa? Mâncarea preferată? Sunt multe. N-am, cartofii prăjiți, evident. Îmi place și orezul cu lapte. Și mult junk food. Ca de exemplu? Hamburger din asta. Sosuri. Da, pare că mănânci. Știu, mă abțin, dar chiar îmi place. A, ziceai, nu știu, dar nu mănânc, dar îmi place, adică mi-ar plăcea. Da. Mi-ar plăcea super mult, da. Unde locuiești, Antonia? Dacă vrei să ne dai adresa. Da. Super, ok. Da, poate răspund. De ce s-a întors Antonia în România? De ce? Am mai răspuns la întrebarea asta. Da, în legătură cu familia mea. Mă gândește că efectiv aici e un om care a scris așa pe Google random și poți să-i răspunzi tu brusc acum. El poate să uită. Pentru familie. Pentru familie? Da. Boring, nu? Nu, mă gândeam că o să zici, bă, nu știu. Îmi place mult mai mult aici. E frumos lacul, barajul Vidraru. Ok. Fost la barajul Vidraru vreodată? Nu. Nu, e așa, e așa, e așa. Nu, e așa, așa, așa? Porcării, n-ai nicio bine. Poți mai dai. De ce nu divorțează Antonia odată? Am divorțat, deci gata, nu se mai... Nu, eu cred că se referea e la Antonia ultimul. Antonia iar însărcinată. Wow! Iar! Nu, nu mai sunt. Gata. Nu s-a mai oprit acolo la tine. M-a lăsat. Antonia a arătat tot. Și nu seamănă. La ce crezi că se referea? Nu știu. Probabil astea. Sau zici că poza la... aia care ai văzut cu Alex când era crăpătura aia până în... A, și ăștia au pus că Antonia a arătat-o la poza aia? Mam, ce bulangii, bă. Te-ai gândit gen... Nu, mă gândit că a arătat-o, că a arătat ceva, nu știu. Că a arătat turul casei mele, sau habar n-am. A, nu. E la corp, îți dai seama. Ce oameni, bă. Da. Antonia se bâlbâie, da. Probabil toate interviurile alea, când am venit eu... Nu doar când am venit în țară, mult timp. Nu mai vorbesc vreodată... corect, da. Nu vorbesc corect. Că nu... Te-ai făcut vreodată de râs nașpa așa la un interviu să zici, nu știu. De mai multe ori.
vreo perlă sau nu știu, da. Să confunzi un cuvânt rău de tot. Da, dar nu mi-amintesc acum, aș vrea să nu mi-amintesc. Nu ți-ai șters din memorie chestia aia? Nu, nu l-am șters, dar sunt conștientă că am făcut multe greșeli. Cine vrea să înțeleagă, înțelege. Dacă nu, cine aia nu e. Da. Și lecții de pozitivism. Zivism. Mi-a luat mulți ani, oricum. Plângeam eu. Da, vorbeai la început, nu știu cum vorbește TJ Miles, română-engleză, nu, așa? Nu, niciodată n-am vorbit cu gen... E foarte rece aici. Nu, întotdeauna am pronunțat cu râu. Da. La cel corect. Am understood cum ar veni. Am understood. Okay. Da. Okay. Și mai am o rubrică pentru tine cu primul gând. Și o să are niște poze random. Ok. Și tu zici efectiv primul cuvânt sau gând care ține minte, da? Dar nu stai să te gândești. Ok. Hai să dăm cu prima poză. Mi-e frică. Asta e un cuvânt? Asta mă gândeam și eu. Erai. E un cuvânt? Asta e un cuvânt? Bine. Stai cu mânta. Wow. La mine sunt mult sunete. Și wow. Multe. Zi un cuvânt repede. Primul cuvânt. Nu. Stai. Zi un cuvânt. Înțepos? Există? Merge. Înțepător. Gata. Înțepător. Nu. Nu. Nu pot să cred ce bine arată, exact. Păi ai zis un cuvânt, un nu. Cuvânt, da, e ok. Deci nu? Nu. Deci nu știu. E lată. Eu aș fi zis ieși acasă, dar merge. Ok. Așa? De ce? Păi, ca să pleci cu fel. Alo! Da, acum am băgat benzină. Am băgat de 50 de lei și vin spre tine. Wow. Ionuț, are și numele lui Alexandru. Ce nu vă place? Ce nu vă convine? Crezi că nu o să mai ții minte. Ba, dar zi sincer că am avut debate. Au fost tatuajele sau ți-ai minte, ai ținuta? Nu, ținuta. Ținuta. Aici nu era tatuat pe gambe, pe tibie. Tocmai am căutat cât mai... Nu, 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 îmi dau seama. Și dacă ar fi să nu fi știut cine e? Nu ziceam nimic. Ziceam, hei! Hei ar fi fost? Hei! Înțeles. Mai e? Nu mai. Wow. Am super terminat. Dar avem și un premiu. Ce premiu? De la PlayStation. Dar nu mâncăm alea? Vezi, da? Mâncăm alea acum? Da. Sau după, zi. După păi aia o să pui mâna pe controlere. Păi cât mai avem? Cât mai avem ce? Ca din, timp? Da. Păi mai e doar premiu și gata. Mamă, ce repede a trecut. Da. Vrei după? Vrei? Nu, dau vrei să după? Pui mâna pe controlere după. Bine, hai dăm control. Da, bine. Ok, Lul. Stai să zic întâi că trebuie să arătăm premiul care e de la PlayStation și care apare aici. Și avem jocuri, controlere, ce căști, abonament pe un an și 250 de lei cadou. Și tu poți să câștigi astea pentru urmăritorii Porc TV. Da? Dacă nu, o să dezamăgești niște oameni dacă nu câștigi. Bravo, no și pressure. Trească... Nu e, e ok. Ce o să-ți facă dacă nu câștigi? Mă înjură, nu știu. Nici măcar sunt super ok oamenii aici. Toți. Și între timp eu am și o întrebare. Nu știu, ai zis că te-ai uitat, nu știu dacă te-ai uitat până la final, dar noi avem o întrebare. Ok. Și dădeam variante, dar nu mai dăm variante. Și eu acum o să spun o întrebare pe care sper să nu știi. Ok. Că ar fi nașpa și pe măsură ce ne jucăm, nu știu, dacă o mai bat sau ceva, îți mai dau un indiciu. Bine. Ca să fie și mai greu. Bine. Da, uite, spun într-o oară, poate știi și ne mai jucăm, okay. Nu mai avem nicio treabă. Când zici tu că a apărut primul, și unde, primul număr al revistei Vogue? În ce an? Anul și locul. Anul și locul, deja e mult. Țara, nu, stai. Tu știi? Bă, nu mai stai. Nu! Nu știu. Trebuie să ne jucăm și îți mai dau eu indicii între bine. Timp. Da? Hai, nu știu, nu știu. Bine, trebuie să, cred că trebuie să dau o palmă să avem tranziție. Să îmi dai o palmă? Să dau o palmă. Ah, ok. Mai... Eu am glumit la aia cu vas lui, să știi că nu, sunt super ok. N-am mai, de când m-au luat, m-am potolit. Hai, hei, fii atentă, jocurile astea două sunt incluse. Wow! O să le câștige cineva, dar noi o să jucăm Mortal Kombat mai degrabă, vrei? Ok, da. Jocurile Horizon și Gran Turismo 7. Oh, super. Șaptele, vrei să dai tu click să intri în ăsta? Click e... Ai zis că știi jocuri și ai apăsat pe ăsta ca să dai click? Păi da, tu aveai control. Nu, aici, n-ai și tu acum, aia mișcă stânga drept. Nu mai am, vezi? Nu? Nu, trebuie să apeși ăsta să ai tu control. Ok. Updating game date. Care am dat, stai că am dat, stai un pic. Acum ai și tu control. Pe care zice să-l alegem? Eu ce?
Eu sunt și în eu control sunt. Tot timpul. Eu te, și eu sunt. Bine. Zici ce vrei să aleg ca să nu mai fie. Asta. Cerc? Al doilea. Da. Așa. Fight. Dă tu X. Gata. Și acum ce alegem? Local? Ne batem numai la noi în țară. Bravo, respect România. Mamă. Și acum trebuie să alegem? Eu de ce nu mai am? Acum ești tu. Ce vrei să-ți alegi, băiat sau fată? O fată, îți dai seama una din aia să-ți lasă. Și după aia să aleg eu să pari un nesimțit. Trebuie să aleg și eu o fată. Da, nu vrei să aleg eu o fată dar și nu, tu un băiat? Ce știi ce fete? A, asta. Da. Nu. Pare că suntem invers? Da? Vrei schimbăm controlele? Asta sau asta? Ia. Yeah. Nu, asta e. Pare mai vie aia. Asta pare mai ok. Auzi, dar stai că trebuie să schimbăm controlul aparent. De ce? Că păi se vede acum invers. Joci pe fata păi aia. Nu, uite, poți să o iei înapoi, uite, iau tu și aleg pe aceea. Mamă, e Sub-Zero. Nu! Ce ai apăsat? Tu nu te joci de obicei, nu? Sau chiar te joci? Și ce joci de obicei? Eu? Da. Nu. Și acum ce trebuie să se dau start? Tot ăsta, dar nu fix ăsta. Sunt aia cu supereroi care se... Cine, eu? Eu n-am voie? A, eu nu l-am ales. A, ba nu, eu sunt ok, mă. Și eu nu sunt ok? Păi uite-mă, că te aștept. Deci eu n-am ales, da mă, eu trebuie să aleg pe aia. Deci nu pot să iau pe asta. A, o, poți să-i schimb ținuta. Îl iau pe ăsta. Mai bine dezbrăcat. Mamă, stai, că dacă ai din ăștia cu Sub-Zero, trebuie să îmi schimb, ca să o să fie slabă. Gata, știu pe cine. Dar tu cu cine te joci, cu Alex acasă? Da. Și te lasă să câștigi? Nu. Adică se și joacă fair. Și n-ai vrea să fii tratată diferit? Nu. Așa facem. Uite că eu pot să-ți mai dau indicii cu întrebarea între timp. Ce țară zici tu că a apărut? Franța. În ce țară? Vogue. Franța? Nu chiar. Mai nu în Europa. România? Mai nu în Europa? Da. America? Aha. Uh-huh. Aia e locația, aia e locația, dar trebuie să mai ghicești doar ziua, luna și anul. Știi? Ah. Dar e ok că jucăm și da. Dacă mă bați vreo rundă e foarte ok. Bine. Alegi tu locul? Hai să dăm random. Da. Și acum trebuie să fii cumpărat ca să alegeți random, nu? Dar ce dificultate, adică ce nivel de dificultate au? Păi nu, cred că ne batem între noi, nu e vreun nivel pus, să nu? Să știi că au, da? În general, gen easy, medium. Atunci o să vedem, dar eu nu știu taste. Ia de aici. Ia vezi? Ia de aici. Ah, care sunt alea combinațiile alea când apeși pe două butoane când se încarcă ăla? Fraier. Ia. Eu nu pot să vorbesc, cred că o să par nasol. Mamă. Ba. E ok, uite, dacă... Hei! Dacă câștig eu runda asta, pot să-ți mai dau un indiciu. Ești de acord? Iau. Bine, ok, dacă ești în runda asta... Dar care, cum e cu combinația? Am uitat pe ce apeși. Da, nici nu trebuie să faci combinații, trebuie să dai. Am luat runda aia, vrei să mai... Și cât te-a scuipat? Vrei să mai arunc un indiciu? Nu, asta doar e... O? Slab. Eu sunt slabă, rău de tot. Mă dur... Mamă, te mușc! Ți-am dat gheață. Și tu îmi faci gheață, mă îngheță. Eu, tău. Ia! Bă, dar nu mi se pare ok să joci cu coduri, apropo. Că ți-ai găsit... A, și o să faci numai asta acum. Cum sar peste? Stai așa să mă dau mai în spate să-mi văd să sar peste. Eu ți-am pus steagul. Mi-ai pus steagul, ok. Tu ești prima aici, bravo. Hai okay, că e urât. Ia vezi că a scos sunet controllerul. Dar sar, mă! Ce prost e ăsta al meu. Ia uite. Ha. Bă! Ha! Ia! Tu mă lași să câștig, nu? Te rog, nu! Îți jur că nu! Da, dar n-avem voie să facem aceeași mișcare de mai mult de trei ori. Regulă bine, nouă. Gata, nu mai fac. Gata.
Am jucat ca un copil de 3 okay. ani, gata. Nu, am glumit, să știi că poți, o să câștig. Zi, vrei să-ți mai dau un indiciu pentru întrebarea da, aia cu Vogue? În ce lună s-a născut? Tu? Da. Martie? Nu. Ok, octombrie. Mm. Septembrie. Mm-mm. Ai zis, ok, nu. Noiembrie. Nu. Decembrie. Da. O, da? Deci ca copiii decembrie, mei, da. Ca băieții. Da. La început sau? Păi nu mai stai, că trebuie să mai câștigi o rundă. Nu, dar ziua ta când e? Păi, nu are... Hai zi. Nu, că nu zic lumii când e ziua, de obicei. Că nu îmi place. Bă, dar nu e, ia stai. Stai un pic. Unde te duci? Ia! Păi când vreodată jucați voi cu Dumnezeu mortal? So violent! Cu regele jocurilor. Nu! E, nu, găplea... Uite, vezi că ai folosit de mai mult decât 3 ori. Da, ia! Nu! Finish him. Și mă doare că nu te-am lăsat, aia, că o să... Tu chiar... Vrei să mai dăm unul, dar cu altcineva? Cum? Cu altcineva alte, de aici? Alte... Nu, ah, cu alte da, caractere. Da, hai. Sau hai... A, uite, Sil... Nu rematch. Dă-i tu Selecting Fighter, hai. Mă dor încheieturile. În ce zi zici că ar fi... Când e ziua ta? Nu. Tot pentru întrebarea. Dar când e ziua ta? Nu contează, în ce zi. De ce nu vrei să-mi spui? Că nu zic nimănui când e ziua mea. De ce? Că nu îmi place. Wow, ok. Dar am mulți prieteni, ai super mulți. Antisocial. O grămadă de prieteni. Okay. Ce zi zici că ar fi? Pe 15. Vogue? Foarte aproape, dar nu. Foarte aproape. Tu ți-ai luat pe băiatul ăla dubios? Da. Mm. E, Poți să-mi iau eu pe ăsta de mai bătutul cu el? Da. Bine, atunci. Fă cu manevră. Și o să-i pun și sutien. Gata. I-am pus sutien, distrug. Facem așa random sau vrei tu să punem? Cum vrei tu, cum simți tu. Nu știu, eu trebuie să tu trebuie să apeși. Eu n-am făcut nimic. Ok. Deci ai nimerit până acum anul și luna. Ce, ai zis vreo zi? Ce zi ai zis ultima? 15. Foarte aproape, dar nu. 17. Direct? 17, da. Și am început. Wow. Hei, băi! Wait! Dar nu mi se pare. Alexandra, fac fața aia. Joci cu băiatul ăsta care are și pelerina, nu are sutien, unde-i dreptatea în viața asta. Ce? Nu, nimic. It's an inside thing. Bă, tu știi combinații? Da. M-a pus pe toate de astea, ce combinații să știu. Mamă, mamă! This is so violent! Mi-ai rupt coastele. Și tu mi-e sufletul acum. Ha, ha, bă, ha, tu două runde. Ha, ha, ha. Nu, 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 vezi că-s... Nu te mai uita la mine, lasă-mă. Nu te mai uita la mine. Mai, că știu că... Ce da, facem da, aici? Nu înțeleg. Ne zgâriem? Am pus steagul, n-ai voie să treci. Da, pentru ce-i steagul ăla? Nu înțeleg. Nu știu. Eu nu înțeleg nu. Multe momentul ăsta. Eu care eram ăla din... Așa. Hei, 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 hei! Ha, ha! Uite, mamă. Unde te duci? Hai, vino. E... Hai, mă! Bă, dar prost ești, bă, și ăsta, nu? Mă, ți-am tras sufletul din tine. Ok, e bine să nu fii competitiv. Finish eu him, am câștigat, tu ai câștigat. Eu am câștigat, ce crezi? Eu tot... Da, dar e controlul ăsta, e stricat. Am câștigat a doua oară. E stricat ăsta. Da, nu? Că e roz. M-ai lăsat, nu? Nu te-am lăsat. Ești fericită? Da. Și eu. Mâncăm alea? Ce? Vrei să mâncăm alea? Vrei să mâncăm astea în timp ce ghicești anul ăla? Ce an zici că ar fi după tine? Ce? Ce an zici că ar fi după tine? A mai rămas anul, nu? Da. Deci ai până acum America și 1900 sau mai? Hmm? 1900 ceva? Sau 1800? 900 și ceva. 1960 și... Ha? Mm. Tu mănânci astea în mod normal? Da. Și ești ok? ASMR. Am dorit să fac asta dacă întotdeauna. Dacă am pune noi doi câte un ASMR mâncând de astea, cine crezi că are mai multe vizualizări?
Îți plac? Spicant? Da, nu prea mai simt capul. Dar așa spune. Dar mănâncă fără să faci vreo față. Ca băiatul ăla pe TikTok. Păi mi-e rău de la astea, de la mâncat deja. Nu mai fă față. Dar de ce sunt acre și iuți în același timp? Mâncau și lime. Băgat ăștia lime în chipsuri? Uite, că și tu ai făcut cu asta. Nu am făcut, te-am imitat. Uite. Ciudat. Acolo. Ia citeți. Păi lasă atunci. Nu, hai. Haide. Mai poți? Dar stai seama, omul ăla care pune și sos și... Cum face? Nu-și mai simți gura. Cred că nu e ok să-ți rămână praf albastru pe mână, ci tu să bagi în stomac asta. În ochi, să te dai la ochi din greșeală. Se scapi în afund. Mama, ai luat una mare. Te-am văzut. Dar trebuie mai mult praf, că uite, nu e... Bă, dar Alice, vorbim, tu chiar mănânci de-astea? Da. Și, gen, nu te doare stomacul sau... Și că nu te auzi, că... Că nu mai auzi de la ele, efectiv, de-astea. Scuze, vezi, o să stai un pic auzul, dar gen, sunt super ok după. Adică după ce nu, leșind de două ori chiar ok. Dar nu-ți mai simți gura. Și cred că așa face băiatul ăla de pe TikTok. Așa faci când... Am scuipat. Când e picant, fa așa. Da, gen, e rece. Ai și un talent inutil. Eu nu pot niciodată să vorbesc în șoaptă că fluier. Ai făcut expre? Ce? Ai făcut expre? Expre? Da. Adică, intenționat? Intenționat, da. Ce? Ai fluierat intenționat sau nu ți-ai dat seama că ai făcut? Nu știu, nu mai știu nimic. Sau zici cum ar? Zic cu anul ăla, zici aici 1900, cât zici? 40 și? Nu, chiar, nu aveau timp de revistă atunci. 70 și? Pe aproape. 89. Da. Pe bune? 2, 82, am zis eu. Da, deci tocmai ai câștigat ăsta pentru oamenii noștri. Și am un premiu pentru tine, vrei să-ți dau cu mâinile astea murdare? Ai ce mă, președinte, mă, n-am înțeles nimic. Zic că avem și noi un premiu pentru tine, vrei să-ți dau cu mâinile astea murdare? Da. Bă, jur că mi-e rușine să-ți dau cu mâna asta murdară. Ții tu asta ca să nu-ți dau cu mâna aia murdară, totuși. Chiar îmi dai ceva? Ce? Îmi dai ceva pe bun? Pentru că, dar stai să nu se vadă coda. Am câștigat 2000 de euro? Da. Nu, ce tare. Nu, pentru că ai fost ok și le-ai dat premiu oamenilor, adică ai câștigat pentru ei. Da. Îți dă și noi voucherul ăsta. Dar îl pun așa ca să nu se vadă seria aia de pe spate. Poate ți-l ia altcineva. Yay! Dar alea mi le dai mie, zici, nu? Da. Ok. Super! Scoatem limba. Cum e? Te-ai simțit bine? Foarte bine. Serios? Aș vrea să mai vin, dar știu că e plictisitor. Iar să vin aceeași invitat, dar nu știu, peste un an, așa măcar. Peste un an? Da, să mai treacă timpul. Eu zic că ok, dacă lasă cineva un singur comentariu că vrea să mai vii, crezi? Mai vii, da. E și poți să-l lași tu. Foarte tare, Antonia, să mai vii. Mi-a plăcut super mult, da. Eu nu sunt Antonia, da. Cont verified. Da. Nu e Antonia. Păi gata, aia a fost, mulțumesc că ai venit și pentru mulțumesc. Chipsuri. Nu mulți aduc cadouri. Da, mă bucur că ți-a plăcut. Cu cine arbuș? Cu? Nu știu, că nu prea mi-e bine. Nu ți-e bine, nu? Dar tot bagi. Vreau să-mi fie rău de tot. Oh, ok. Da. Pace și ție pe planeta albastră. Salutare, îți mulțumim din suflet că ai rămas până la final, pentru că cel mai probabil ai rămas doar tu. Oricum ar fi, ne-ar ajuta foarte tare să ne dai un share, un like, un comentariu dacă e pozitiv și dacă e negativ, tu până la urmă poți să comentezi. Poți să ne dai follow pe Instagram la por.tv. Avem și TikTok dacă ai sub 10 ani, care se numește tot por.tv.